dimineața, dragii mei, bună dimineața, ei, bună, asta mai târziu leac. Păi aia, e, mă, Colind, frumoasă, așa, pe principiu recunoașteți personajul, nu? Și nu e vorba de mine, deci eu plagiez în dimineața asta un picuț, dar e o Colindă frumoasă, ei, bună, asta. O să avem și un premiu, de om ajunge sănătos, de om mai lucra la televiziune, nu dă nimeni afară până atunci. Da, bună dimineața, nu-i bună seara. Aia cu bună seara ar fi mai târziu. Bună dimineața, dragii mei, încă o dată într-o zi decât de vineri. Nu, nu e miercuri, nu e luni și nu e marți, e decât de vineri. Săptămâna viitoare, cu Doamne ajută, petrecem o lecuță, nu știu dacă ne mai vedem neapărat, dar cred că în clopin ianuarie de om ajunge sănătos și ne mai vedem și atunci ne-om mai sorcovi, vedem ce mai face. Poate facem și o sorcoveală așa de dimineață. Deci, după caz, e răcoare dimineața asta decât de 21 decembrie, premergătoare zilei de 22. 22 decembrie a rămas așa în conștiința noastră, ziua când am strigat libertate și am și avut-o. Perioada asta, acum 29 de ani, a fost o perioadă încărcată. Încărcată de oameni împușcați, striviți, călcați de taburi, familii distruse, părinți, nici nu știu cum să le spun, marcați pe viață, pentru că și-au pierdut copiii, familiile, spuneam, distruse, au pierit soți, soții, tați, mame, peste 1000 de oameni în acea lovitură de stat, până la urmă, denumită Revoluție, care nici până acum, sau pentru ceea ce s-a întâmplat atunci, nimeni n-a plătit nici măcar ca Ghebescu. Până el n-a plătit nici pentru mineriade, da? Păi să plătească pentru ceea ce s-a întâmplat în decembrie 1989, acum foarte mulți ani, 29 mai exact. Mai grav este că am uitat, dragii mei. Am uitat să-i pomenim, am uitat să le aducem pioasă aducerea minte, să vorbim despre ei, despre jertfa lor, despre România pe care noi o vedeam atunci și despre România pe care o avem acum. România lui Livache, a Ioricăi, a lor. România lor și doar a lor. Pentru că România noastră, din păcate, nu mai există. Și asta se întâmplă doar pentru că noi o permitem. Și probabil că o vom face în continuare. Hai să vă spun de vreme, pentru că vremurile am început eu așa un picuț să... Am început bine, știi, cu veselie și am dat-o rapid în pesimism, așa. Decât de dimineață e relativ în regulă. În speță sunt vreo minus 4 grade de dimineață în Suceava. Că nu-i la fel, adică nu mă pot generaliza să spun, băi, așa e și încolo, așa e și încolo. Nu mai merge treaba asta. Bă, nu mai merge, adică e altă poveste, înțelegi? Pentru că e minus 4 la Suceava, spre exemplu, minus 2 la Humor. Ai văzut? Minus 3 sunt la Târgu Neamț, mai vreo minus 1 la, minus 7 grade, pardon, pe la Botoșani. Bă, și nu-i singurul cu minus 7 grade. Mai are și Pașcaniu. Ca să nu mai zic de Rădăuți și de Fălticeni, unde temperatura e undeva tot așa pe la minus 4 grade. Adică, trecând mai peste tot, așa lucrurile sunt cam la modul ăsta. De dimineață, la fel, la zona montană, în zona de în Câmpul Lung și Vatra Dornei, acolo undeva în jur de minus 3, minus 4 grade. Nu-i chiar foarte frig, așa, nu la cât ne așteptam noi, că putea să fie cu mult mai frig, dar nu s-a întâmplat. Uite să mă uit așa un picuț să văd, frate, că nu, nici nu știi ce să mai zici de dimineață, știi, și nici nu vreau să o dau în fasole, știi? Și asta nici nu merge, acum de ești mi-o amorțit. Da, spuneam de dimineață la Vatra Dorne și la Câmpul Moldovenesc, undeva în jur de minus 2 grade. Adică este mai bine ca la noi, spre exemplu, pentru că și temperatura resimțită de dimineață este mult, mult mai ridicată. În speță, temperatura dimineții undeva, bă, băiatule, bă, o luat ăsta razna. Păi, du-te-o înapoi, du-te-o și lasă-mă în durerea mea. Da.
Spuneam, temperatura de dimineață este una mai răcoroasă și nu cu puține grade, cu multe grade. Respectiv o să avem probabil undeva ca și temperatură resimțită și se e adevărat, undeva în jur de minus 8 grade dacă vorbim de zona de munte și la fel undeva în jur de 7-8 grade cu minus în celelalte zone unde aveam undeva în jur de minus 4 grade de dimineață. Spuneam că sunt zone mai răcoroase, cum e Botoșaniu și Pașcani, spre exemplu, care undeva merg de dimineața așa pe la minus 7 grade și pe parcursul zilei nu se întâmplă acolo să fie mare, mare căldură, pentru că pe parcursul zilei zonele pe care le-am pomenit, Botoșani, Pașcani, vor avea temperaturi negative. În speță, minus 1 grad, adică o să fie răcoare. De ce? Nu știu. Îi la șes, îi la ce se întâmplă acolo, îi la deluț. În zona asta deluroasă e altfel? Probabil. Există o explicație. Cert este că acolo avem minus 1 grad. Nu la fel se întâmplă și în Suceava, pentru că în Suceava o să avem undeva în jur de 2-3 grade. O să avem la fel 3, în jur de 3 grade pe la... Răduce, o să avem la Fălticeni, să fie chiar 4 grade, era cu plus undeva pe la, pe la Gura Humorului, 2 grade pe la Câmpul Lung și la Vatra Dornei, Târgu Neamț, dacă n-am pomenit de el, o să fie la fel în jur de 2-3 grade cu plus pe parcursul zilei de astăzi. O zi liniștită astăzi și o zi în care s-ar putea să apară și soarele. V-am spus la fel despre ziua de ieri, că o să apară soarele. Ei, n-a apărut, dar... Undeva totuși a apărut și el, undeva a zâmbit un pic. Bă, nu chiar neapărat. Undeva în Suceava poate a făcut și așa un... Hai, un zâmbet. S-ar putea să apară și astăzi. Ceea ce spun cei de la Meteo, care se ocupă cu așa ceva, spun că e posibil să apară și soarele. Nu vom avea ninsori astăzi, s-ar putea ca de mâine să fie ceva ninsori în zona montană, Câmpul Lung, Vatra Dornei, s-ar putea să apară un pic de ninsori. La noi ninsorile s-ar putea să vină așa drept de ajuns sau de Crăciun. Undeva pe luni, pe marți, s-ar putea să avem un picuț de ninsori. Se mai încălzește vremea pe parcursul zilelor sau spre Crăciun, așa se mai încălzește vremea, dacă e bine spus așa, adică vom avea temperaturi pozitive, nu foarte ridicate, 2-3 grade, 4 grade, așa pe parcursul zilei, la fel temperaturile nopții vor fi undeva negative și, cum spuneam, s-ar putea să avem în jurul sărbătorilor de Crăciun să avem temperaturi bune și să avem și un pic de zăpadă. Dacă e să extindem un picuț prognoza, pentru că de acum, dacă ne vedem tocmai la anul, petrecere de Revelion în aer liber, s-ar putea să fie răcoare. Bă, nu răcoare din aia, cum am avut noi odată. Mi-aduc aminte, colegii mei veneau după o răcoare de aia de minus 20 de grade de la Revelion și au rămas înghețați până după sărbătorile de iarnă, undeva pe la Botează au reușit să dezgheță și ei și camerele ca să poată să deruleze ce s-a întâmplat acolo. Nu chiar așa, undeva temperaturi negative, minus 1, 2, poate 3 grade așa pe parcursul zilei și un 3, 4, 5 grade pe noapte. Nu neapărat foarte, 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 foarte rece. Nopțile sau noaptea care urmează va fi la fel una răcoroasă. Mai fi răcoros, mai degrabă, în zona de deal, de șes și deal, adică Botoșaniu, Pașcaniu, vor avea undeva minus 7, minus 8 grade. La noi, că e Suceava, că e Fălticeniu, că este Rădăuțiu, Gura Humorului, Târgu Neamț, undeva la minus 3 minus 4 grade pe parcursul nopții care urmează, la fel și zona montană, undeva la fel în jur de minus 3 minus 4 grade, vorbind de Câmpul Lung și de Vatra Dornei. Și cum spuneam, acolo, în zona montană, există șanse de precipitații pentru mâine. Vremea este potrivită, dacă vreți așa, de sărbători. Adică avem zăpadă. E un picuț de ger. Băi, când e frig, l-auzi cum scârție. Auzi cum scârție zăpadă așa sub încălțări. Știi? Și ți-am adus aminte. Bă, ce frumos e iarna. Adică că iarna asta e foarte frumoasă așa când stai în casă, în fața șemineului, știi, mai ai și o blăniță, mai ai și, hai că v-ați dus cu imaginația cine știe unde, bă, nu-l vă mai gândiți. Deci e bine. Dacă e bine, să te uiți pe geam așa frumos și dacă ai cu ce să te întreții ca să fie și mai frumoasă atmosfera din interior, evident, privind la iarna de afară. Dar, știți, pe vremuri mai... Adică am avut ani în care mergeam, știi, cu uratul, știi, și făceam iarna grea, umătul mare. Și afară era o glodalaie de să te ferească Sfântul, deci era nenorocire. Nu, se pare că în perioada asta acum nu o să fie neapărat o iarnă grea, dar o să fie cât de cât omăt. Pentru că este omăt. Și asta deja spune foarte multe.
Trecând de vreme, ajungând la vremuri, v-am spuneam ieri că pârtia de la Câmpul Lung Moldovenesc, semnată, recepționată, va intra în exploatare. Și asta deja e super. Va intra în exploatare, să sperăm, în acest an, și acolo va fi deja, pentru că e o pârtie, una din cele mai bune pârtii, va fi cea de la Câmpul Lung Moldovenesc, primul tronson, pentru că se vorbește deja de al doilea tronson, un tronson care probabil va intra în lucru începând de anul de grație 2019. O investiție mult așteptată de cei de la Câmpul Lung Moldovenesc, pentru că este o zonă montană, totuși o zonă care are potențial turistic foarte, foarte mare, și păcat să nu fie exploatat atât cât se poate. Avem pârtii și la Vatra Dornei, avem și la Gura Humorului, avem și pe la Mălin, mi se pare că și pe la Sucevița, sper să nu greșesc. Adică începem ușor, ușor să devenim, sau am devenit o destinație deja și pentru foarte mulți din afară. Am văzut o statistică, foarte mulți din afară se îndreaptă deja către România atunci când vorbim de sărbătorile de iarnă. Și asta și prin prisma tradițiilor și prin prisma faptului că suntem foarte primitori și asta, suntem gazde bune, și prin ceea ce se întâmplă, și motivat de spectacole, și că reușim să ne dăm în spectacol sau să facem spectacole de calitate. Adică reușim să ne bucurăm în perioada asta și se pare că reușim să atragem și un picuț de vizitatori. Dacă vorbeam de investiții, am spus ceva de pârtie și de ce se întâmplă acolo. La Câmpul Lung Moldovenesc, Consiliul Județean va continua investiția la anul 2019, să termine acel tronson de drum către Rarău, pe la Izvorul Alb, cred că așa îi spune. Asta ca să punem în valoare masivul, vârful Rarău, pietrele Doamnei, turismul de acolo din zonă, putem face un circuit și merg și pe la Pojărâta și pe la Câmpul Lung Moldovenesc, avem și pârtia, avem o zonă mirifică, e păcat să nu profităm de ea, pentru că turismul poate salva, evident, de orice fel, poate salva economia și așa șubredă a județului Suceava. Ok, hai că am fost suficient de optimist. Sunt lucruri care s-au întâmplat și care se întâmplă în continuare. Se vorbește deja despre destinația numită Suceava. Vă vorbeam de aeroport și de faptul că e un fel de bilanț, așa, dacă vreți, a ceea ce s-a întâmplat în 2018. Aeroportul sau Suceava a devenit deja o destinație. Avem un aeroport nou, modernizat. Îl modernizăm în continuare. Îl facem pentru mai mulți pasageri. Dacă îl modernizăm, vor putea fi procesați, spre exemplu, că așa se nume, adică ar putea să treacă prin filtre 340 de pasageri pe oră și undeva un 560.000 de pasageri pe an. Asta în condițiile în care se mai face un terminal, așa în oglindă, să spunem, să-i dea și un aer foarte frumos, așa, un aer occidental, și evident, nu numai atât, adică să avem și curse. Se pare că vom avea și curse, probabil că va ajunge un alt operator sau încă un operator va ajunge la Suceava, un altul decât cei pe care îi avem, probabil cei pe care îi avem deja vor încerca să-și mărească numărul de curse, că vorbim de Tarom sau de ceilalți care operează pe curse externe. Va mai apărea cineva care sperăm noi să mărească sau să mai aducă și alte curse externe. Sunt așteptate cursele de Spania cu Madridul sau cu Barcelona, sunt așteptate cursele de Paris, de la Suceava, sau cursele de Bruxelles, ca să zic așa, să aterizeze la Suceava. De ce? De ce? Pentru că se poate, pentru că avem potențial. Suntem peste tot acasă, nu suntem puțini, suntem mulți, și de ce nu? De ce nu, apropo de curse și apropo de Suceava și apropo de aeroport? Suceava deja a început să devină ușor, ușor o destinație și aeroportul deja este un punct nu doar de atracție, este un punct foarte, foarte vizitat și căutat, și nu doar în perioada asta a sărbătorilor, ci în tot timpul anului. Ok,
Să sperăm că în perioada asta sărbătorilor o să fim cuminți. Sau ar trebui să fim cuminți. Să fim cuminți pentru că de ce? Pentru că poate reușim, dacă tot sărbătorim, dacă tot mergem cu colindul, să nu uitați că s-au inventat, prietenii care să vă transporte, cei care nu consumă băuturi alcoolice, să vă transporte dintr-o parte în cealaltă, dacă vorbim de colind, sau s-au inventat taximetrele. Încercați să nu vă urcați, drincuiți la volan, pentru că e păcat. Până la urmă sunt sărbători și ne dorim ca sărbătorile să ne fie fericite tuturor. Să avem, să fim fericiți, să fim bucuroși, să putem sărbători în liniște alături de cei dragi. Sărbătorile de Crăciun și evident de an nou. Chiar nimeni n-are nevoie de evenimente neplăcute, neprevăzute în familia sa. Așa că, dragii mei, petreceți, bucurați-vă, dar aveți foarte mare grijă, pentru că e păcat. Până la urmă, sărbătorile, Crăciunul, Paștele, sunt aducătoare de bucurii. Bucurați-vă, lăudați-vă, lăudați-l, colindați, profitați, dar încercați să o faceți în așa fel încât să nu creați disconfort de tipul celor pe care tocmai încercam eu să vă, să vă spun. Ce să vă zic eu despre Suceava? Hai că mai sunt câteva tipuri. Vă spuneam ieri, apropo, să nu uit, pentru că trebuie să trec și peste asta. 233 era cifra necesară, numărul necesar. De ce vorbim aici despre moțiunea de cenzură care evident a picat? Nu este o noutate, adică știa toată lumea că moțiunea de cenzură va pica. Unii care se rugau să pice moțiunea de cenzură și a picat moțiunea de cenzură, evident, pentru că doar 161 de senatori și deputați au votat, pentru că asta se face în camerele reunite, sper că știți deja, au votat pentru, 3 au votat împotrivă și spuneam că era nevoie de 233 de voturi pentru ca moțiunea să treacă. L-am văzut ieri pe Livache foarte zâmbitor, foarte destins, așa, înțelege? Adică n-avea niciun fel de treabă, băiatul a zis ceva de genul, bă, băieții, v-am arătat încă o dată că sunt invincibil. Bă, sunt invincibil. Fac în țara asta numită România ce vrea mușchii mei. Sau Românistan, cum vreți, dragii mei, pentru că până la urmă are un pic de dreptate. Face ce vrea el. El cu cei, Alibaba, cu cei de pe lângă el, face într-adevăr ce vrea el. 140 de consilieri de stat, subsecretari de stat și secretari de stat sunt din Teleorman. Teleormanul fiind unul din cele mai sărace județe ale României. De acolo ne vine nouă ora exactă. Dacă dumneavoastră puteți să suportați așa ceva, faceți-o. Sunt însă și mulți în țara asta cărora le este foarte greu să creadă că elitele care ar putea să facă lucruri benefice pentru țară sunt date deoparte și vin acolo teleormânenii, sudiștii care n-au de niciunele, dar bineînțeles se pricep la un singur lucru, să-și bată joc de România. Și o fac așa, șăgalnic, cu zâmbetul ăla așa, într-o parte, scoțându-și dinții negri la iveală, și o face cu cu multă plăcere, evident, Livache, Liviu Dragnea. Cum spuneam, moțiunea n-a trecut, nu o să treacă, o să aibă sărbători liniștite. Deja a început sarabanda asta cu completele de judecată din 5 care au fost, n-au fost, sunt, nu sunt. Au început băieții să iasă de pe la Mititica, au început să vină și cereri de prin Costa Rica pentru cei care sunt arestați acolo, e vorba de Udrea și Bica, de fapt cele arestate acolo, și care vor să se bucură și ele, să se bucură de cât de libertate și, bineînțeles, amnistia, grațierea care merge înainte. Motivat însă de toată tărășenia asta numită administrarea sau guvernarea României, s-a mai schimbat câte ceva. Știți că a fost Miercurea Neagră când a picat bursa și a picat cu multe procente, adică au fost undeva picare, a fost de vreo 13%, cred că a picat bursa. Au fost pierderi foarte mari pe bursă.
pe bursa de la București, dar asta nu i-a afectat pe ei pentru că nu era treaba lor. Băieții au suficienți bani ca să nu vorbim de bursă. Ei așteaptă un punct zero ca să poată să-și etaleze bogăția sau bogățiile și să nu meargă evident la pușcărie și să se poată bucura de tot ceea ce a reușit să palmeze așa de-a timp, de lungul timpului. Evident, el cu Irinuca, pentru că cu cine ar să se bucură, frate? Cu Bombonica. Pe Bombonica a lăsat-o la Tellerman să se ocupe acolo de ce mai au reușit ei să strângă așa de-a lungul vieții. Cum spuneam, asta este România și probabil că nimic nu se va întâmpla pozitiv. Pentru noi. Pentru noi, generic discutând așa, sau în general discutând pentru noi, pentru cetățeni, în general nu se va întâmpla nimic. Am văzut că vorbesc, spre exemplu, am văzut ieri o ieșire de asta explozivă a lui Veurel. Veurel? Cum care Veurel? Cum care? Deja l-ați uitat? Veurel Victor. Ponta. Așa. Veurel povestea, spunea ieri, apropo de pilonul de pensii, de pensii. Și spunea de la, adică știi, bă, spunea decât cenușă în cap și spunea, fii atent, bă, ce a făcut Livache, ce mi-a făcut mie Livache, bă, și nu pot suporta chestia asta. Deci Livache, pe parcursul anului 2019, a lăsat pensiile în stand-by, urmând ca ele să crească undeva în a doua parte, sau mă rog, încolo, în a doua jumătate a anului de grație 2019, cred că prin septembrie, sper să nu greșesc. Dar însă n-a uitat să facă ceea ce ar fi trebuit să facă, ceea ce trebuia să facă obligatoriu, asta ca să-și fidelizeze băieții, gașca pretoriană, dar nu numai pe ei, pentru că n-a făcut-o doar pentru demnitarii din PSD, a făcut-o pentru toți demnitarii României. Și vorbim aici de senatori și deputați. Dacă ar fi să-l ascultăm pe Veurel, am trage următoarea concluzie. Băieții ăștia nu măresc pensii, nu salarii, pentru că țara n-are de unde. Evident că e sărăcită, e vai de capul ei. În schimb, n-au uitat să-și mărească lor indemnizațiile și salariile pe care le iau ei, băieții care stau în Parlament, în Parlamentul României, și care, evident, ne reprezintă acolo și fac acte normative pentru bunăstarea cetățeanului. Hai că am luat-o razna, nu? Deci asta n-a uitat să facă. Spunea chiar Veurel ceva de genul, bă, mărește mie salariul, mi-l face, dar nu-i mărește pensia pensionarului. Ca și așa un semn de întrebare, pentru că suntem pe repede înainte în tot ceea ce privește, dacă vorbim prin prisma unităților bugetare, prin prisma plăților care se fac, pentru că astăzi e ultima zi de plăți, săptămâna viitoare rămân așa doar cocoflenderele și urgențele, pentru că des se terminat anul, luni nu se mai lucră și deja nici lunea și alaltă, numai ca și ea luna și alaltă e 31, deci nu asta care vine și alaltă, de amun două stămâni. Deci, pentru că suntem pe repede înainte, aglomerație mare în zona trezoreriei, în zona finanțelor, zăpăceală foarte mare în aceeași zonă, pentru că se fac plăți. Numai că știți cum e în România, știți ce se întâmplă în România în perioada asta, se blochează sistemul. Că așa se întâmplă. Atunci când ai nevoie, se blochează sistemul. Că o fi blocat de ei, că s-a blocat el, că e neperformant, o fi și așa, o fi și așa. Cert este că poate să existe și o chestie de genul, explicație de genul celei de la Câmpul Lung moldovenesc de anul trecut, știi? Când bănuții au venit azi și tot azi i-a dat înapoi pentru că era ultima zi de trezorerie și n-ai avut timp să faci plăți. Mai înțeles ce spun? This is Romania, my friend. Asta e România. O Românie pe care noi ne-o dorim frumoasă și prosperă. O Românie pe care noi ne-o dorim prietenoasă. O Românie în care noi ne-o dorim să, pe care noi o dorim să o pregătim pentru cei de după noi, pentru copiii și nepoții noștri sau stră-nepoții noștri în veacul veacului, ca să-l cităm pe de la Vrancea. O Românie însă care a devenit a lor, o Românie care a devenit un pașalăc al sudiștilor din Tellerman. Conduce, evident, comune de fier de Livache și ai lui. Așa o poveste de tip Alibaba, doar că nu sunt 40, ci vreo 140. Sună bine, nu? Pentru ei, cu siguranță. Pentru noi, mai puțin. O să mai mergi câteva titluri așa legate de cupluri de aur, de sărbătoare, de evenimente. Uite că e plin ziarul de astăzi de felicitări, de la mulți ani, de sărbători fericite. O să vă colindăm, dragii mei, dar toate astea se vor întâmpla după publicitate. Revenim.